Așa, fiindcă mergem cu soarele în față sau în dreapta, am schimbat camera. Și ne vedem noi acum. Revenind la idee, după prelucrarea acestor episoade de trântori, pe lângă subiectul de nutriție, pe lângă modul de creștere, pe lângă aspecte care țin de sănătatea trântorului, că e sănătate, dincolo de sănătatea individului, e cel mai important lucru pe care vreau să o subliniez și sunt studii, cercetări făcute, chiar lecturat un studiu publicat în ianuarie 2019, 10 ianuarie, în care un grup de cercetători abordează dispariția albinei nu doar ca și cercetare, nu doar din perspectiva sănătății albinei lucrătoare sau expunerea ei la neonicotinoide, nu din cauza doar a problemelor de regină, de bol de regină, ci și din perspectiva sănătății trântului, în speța a materialului biologic, nu a virilității lui, nu anatomice ca individ, ci cât de viabil este materialul biologic, sperma. Și studiul a alocat timp de cercetare 2 ani de zile și le-au publicat în uneam anul acesta, în ianuarie. Iar e foarte, foarte important înțelegerea lucrurilor acestuia. Nu doar pentru cei care practică în seminare instrumentală, ci și pentru ceilalți care perechem controlat sau necontrolat. Așa, și asta este un alt aspect care vreau să l avem în discuție. Da, un alt lucru pe care este important de a-l așeza este acesta. Ideea de a face emisiuni vineri seara, la emisiunea Apicultura din România Live, este o muncă pe care ne străduim să o facem, muncă de echipă, și să o facem cât mai bine. Și nu este ușor, că e greu să găsești oameni, dar noi ne bucurăm să avem oameni noi și să putem discuta despre importanța apiculturii în viața lor, dar și nu numai importanța apiculturii în viața lor, ci importanța albinei în societate, în natură, în agricultură, în existența cotidiană. Altfel, cât despre frământarea mea, sunt într-o stare așa de încordare, de tensiune, chiar pot să spun, fiindcă suntem 1 martie, în mod normal trebuia să avem lucruri foarte tranșate și clare, dar când vorbim de acte și documente și lucruri care trebuie concretizate în România, nu cu alte țări, n-ar fi lipsite de birocrație, dar nu excelăm. Chiar suntem cei mai buni a pune în discuție că nu e așa ușor să faci documentele. O vreme m-am tot plimbat pe la serviciul de evidență a populației, de stare civilă, și fiindcă e ceva nou pentru mulți funcționari de acolo, au plasat responsabilitatea de la o primărie la alta. Am văzut la Caracal, de la Caracal m-au trimis la Sibiu și ei au avut motivele lor. Am mers Slatina, Drăgănești și ieri am fost la Dăneasa. Și interesantă atitudinea pe care o avea doamna de acolo, de a găsi tot felul de motivații sau de argumente de a nu a prelua dosarul și să-l asume, să-l finalizeze.
Nu e rușine să spui că nu știu, că e ceva nou. Nu e rușine. Și sunt multe lucruri în viață care pentru mine sunt noi. Și ideea de a trăi în Franța, de a muta și a trăi în Franța, a emigra în Franța, este un lucru nou. Pe subiectul acesta e greu. Las aici prieteni, las aici oameni dragi, las aici cunoscuți. Eu să-i văd mai rar sau deloc. Și nu e ușor să te despați. Acolo trebuie să te adaptezi, să te acomodezi, nu numai tu, ci și întreaga familie. Să o iei de la capăt cu unele lucruri, alte lucruri să nu le mai faci, ca să nu mai faci aceleași greșeli. Da, așa stau lucrurile. Dar atunci tensiunea care este ideea aceasta că sunt tare nerăbdător să plec, dar totodată mi-e greu să plec. Și e straniu lucrul ăsta. Nu știu cine îl poate înțelege cât de puternică e presiunea asta și cât de ciudat se întâmplă dezechilibre și tendința de a vrea să pleci mai repede sau a vrea să nu mai pleci, de genul ăsta. Da. Tot sunt întrebat ce voi face acolo. Clar, încă o dată subliniez ideea de a avea cele două canale, canalul personal de vlog și canalul dedicat apiculturii din România, ABCNS, Apicultura din România Live. Doresc să continui activitatea aceasta de vlogging și nu doar când doresc, voi face tot efortul, chiar dacă vor fi oarecare dificultăți în a avea frecvență în emisiune, avea frecvență în postări. Dar asta mi-am propus. Asta ca să încurajez pentru cei care sunt abonați pe amândouă canale, să știe că pe canalul personal Ionel Nistor Vlog voi posta doar ce ține de viața personală, atât cât putem publica viața personală. Îmi doresc să transmit sentimentele care le am aici la plecare, dar și apoi dificultăți sau, mă rog, reușite, modul de adaptare, emoții, trăiri ale familiei, ale mele și ale familiei acolo. Va fi o problemă de cei care, na, doresc să știe ce facem noi acolo. Iar pe canal, clar, cum spuneam, îmi doresc să păstrez conduita aceasta de un canal de apicultură cu o conduită științifică și atunci când putem avea invitați. Și nu ușor să ai invitați. De exemplu, au fost 4 întâlniri programate cu domnul doctor profesor Asiminei. Au fost o serie de situații în care nu a putut să fie prezent în emisiune. Da. Apoi, astăzi ne doream să fie doamna Melinda Dolfati. 1 martie, ocazia să avem o apicultoare, o doamnă, un doctor în științe apicole, era un lucru extraordinar. Și nu numai, mai sunt câteva nume importante pe care sunt pe listă și dorim să fim împreună în emisiune, dar trebuie găsit momentul. Ei, așa că ce vreau să spun cu treaba aceasta e că vom avea ocazia să păstrăm vineri de vineri emisiunea cu invitați. Emisiunea are două direcții principale, oameni de știință, unde discutăm și vrem să așezăm cu responsabilitatea acelui om care nu vorbește fără să aibă cunoștință de cauză nici de știința apicolă și nici de viața albinei. Atunci e foarte important de a avea acces la acest oameni și de a avea o conduită adecvată în emisiune și pe canal. Și a doua direcție care o cunosc extrem de importantă este aceasta a promovării apicultorilor și
prin promovarea apicultorilor locali vrem să promovăm și produsele stupului și atunci am găsit formula aceasta optimă de a avea biografia apicultorului sau povestea apicultorului în care apicultori care fac lucru fie la nivel profesionist, sunt apicultori profesioniști, fie că sunt apicultori de hobby sau câștigă un venit suplimentar, oamenii sunt serioși și fac lucruri extraordinar, produc anumite produse ale stupului și le promovează local. Deci trebuie să le dăm de exemplu și să fie model de inspirație pentru alții. Ca așa fel încât atunci când vine vorba de a te apuca să faci apicultură pentru un venit suplimentar sau pentru a trăi din profit din apicultură, să fii în cunoștință de cauză. Acesta este motivul pentru care din rubrica aceasta de biografie de apicultor sau povestea de apicultorului, apicultoare, vrem să relevăm aceste lucruri. Și în general, clar, fiecare are o poveste în ce context ai ajuns să te apropii de albină, să ai creat deschiderea față de albină. Că în general se creează acea stare de fobie și oamenii se tem de albină. Așa. Și așa, am albina, e foarte greu să ne vedem. Mergem cu soarele în față. Da. Depășim momentul acesta. Spuneam că din poveste vrem să evidențiem aspectul acesta al apropierii de albină, pe urmă cum s-a trezit pasiunea, dacă este o pasiune și o dragoste față de albină. Fiecare, într-un fel sau altul, a învățat despre albină. Și nu doar să aveți niște noțiuni generale, ci ideea de pregătire profesională, că o faci de weekend, că o faci de hobby, că ai venit suplimentar din apicultură sau chiar trăiești din apicultură, ca orice altă profesie, implică un nivel de pregătire. Și nu mai un nivel de pregătire, domnule, am fost odată, acum am 80 de ani, am peste 60 de ani de apicultură și când eram copil am citit și o broșură. Nu, nu mai e valabil treaba asta. Astăzi, dacă nu ești la zi cu informat ceea ce privește noile provocări de boală, de otrăvire cu atâtea substanțe care sunt în agricultură, cu de otrăvire cu atâtea substanțe pe care apicultorii le administrează nesănătos, să zic așa, incorrect. Nu neapărat incorrect că nu respectă formula, dar asimilarea 2-3 tratamente care pot să fie fatale pentru albină. Și atunci trebuie să te pregătești profesional. De multe ori se creează mirajul acesta că apicultura este doar un mod rapid în care a face profit. Și asta e fals. Fals. Chiar dacă ai bani să cumperi 50-100 de stup, să cumperi un tir de echipat complet, nu vei reuși ușor să produci profit, să realizezi profit. Da, și există tot timpul riscuri majore. Dacă n-ai un management al riscului bine pus la punct, și te duc banii. Banii repede. Se spune, dacă vrei să vezi cum zboară banii, bagă în aia bine, bagă în porumbei, bagă în șoimeni, știu ce alte păsări, papagali, și zboară. Un alt subiect este, dincolo de risc, este a înțelege ce produs vrei să faci. Da? Cei mai mulți preferă să facă miere. Ok? Nu este ușor, dar este mult mai la îndemână. Tu stupii, nu trebuie să știi foarte multe despre albine, sper că ai nimerit într-o zonă meliferă și faci miere, tragi miere. Da? Se pune problema de azi încolo, sau nu de azi, se pune problema în ultima vreme de calitatea mierei.
să vedem, dacă vrem să fim pe piață și să vindem bine, trebuie să avem o miere superioară, calitate. Iar chestia aceea de mierea noastră, noi facem, noi tregem, nu stau lucrurile așa, se pune problema de a face analize. Efectiv, clienții astăzi, nu vorbim de procesatori, vorbim de clienții pe care ai vrea să-i ai în portofoliu, pur și simplu îți iau mierea și ți-o duc la analize. Și dacă cumva acolo rezultă că tu ai avut probleme cu substanțe, fie din agricultura care este în jurul tău, fie din administrarea tratamentelor, fie din prostia aceasta de a încerca să falsifice produsul stupului, ai ieșit de pe piață. Da, și atunci importanța este să găsești produsul care ți este apropiat și ieși să-l faci cât mai superior calitativ. Iar în altă ordine de idei, așa este lucrul acesta. Să învățăm să vină produsele, că poți să produci, dar să n-ai abilitatea de a ți le promova. Am tot pus accentul pe ideea de promovare. Fiecare dintre noi ne străduim să-l promovăm de la persoană la persoană, dar în ziua de astăzi nu mai este suficient să promovezi de la persoană la persoană, mai ales dacă deja ai o capacitate de producție mai mare, trebuie să înveți să promovezi și pe sistemul vânzare consacrat. Ei, aceste lucruri care vreau să le realizăm împreună cu cei care sunt dorni să fie cu noi în relație, în parteneriat, în... și sunt tare nerăbdător să facem lucrurile acestea frumoase împreună. Și că am ajuns acasă. Cu 17 minute. Așa. 8 grade. 9 fără 10 minute. Ne auzim cu drag. Ciao.